Povestea ceasului cu inima, de Vladimir Colin. Trăia odată un ceasornicar bătrân. Într-o zi, plimbându-se printr-o pădure de la marginea orașului, văzu un ceas aruncat la rădăcina unui stejar. Era mare, cât un băiat sau o fetiță de 4 ani. Avea limbile de aur și cifrele de pietre scumpe. Niciodată nu mai văzuse ceasornicarul un asemenea ceas. Îl privi pe toate părțile, însă ceasul nu mergea. Îl lua acasă și îl desfăcu să-l repare. Pe vremea aceea, în fiecare ceas locuia un pitic. El era cel care mișca roțile dințate și bătea cu un ciocănel, făcând tic-tac, tic-tac. Ceasul pe care îl găsise meșterul nu avea pitic. Avea însă un pitic într-un sertar, de la un ceas care fusese strivit în greșeală de stăpânul său. Repară ceasornicarul ceasul și l-așeză în vitrină. Doar o veni păcupitul după el. Într-o zi, trecu pe acolo împăratul, care, văzând ceasul, dori să-l cumpere. Îl duse la palat și îl așeză în sala tronului, păzit de 2 ostași. Din ziua aceea se petrecu un lucru tare ciudat. De câte ori venea la palat câte un boier să se plângă că-l necăjesc țăranii, abia îi spunea împăratului: "Vorbește! Îți dau voie să vorbești o oră." Că ceasul cu limbi de aur și arătă că ora trecuse. Plecă boierul supărat, fără să apuce să deschidă cura. Dacă venea însă o văduvă care îl învinuia pe boier că-i fură și ultima bucățică de pâine, împăratul îi spunea: "Ei, vorbește și tu, îți dau voie o clipă." Și iată că după ceasul cu limbă de aur, clipa ținea și nu se mai sfârșea. Pleca văduva numai când spusese tot ce avea pe inimă. Dacă au văzut așa, s-au strâns boierii într-o zi și s-au dus la împărat. "Măria ta, nu se poate! Ceasul măriei tale ne face viața amară! Nu merge bine, măria ta!" L-a chemat împăratul pe ceasornicar și i-a dat ceasul să repare. Ajuns acasă, ceasornicarul scoate piticul din ceas și îl întrebă ce se întâmplă. "Meștere, meștere," oftă piticul, "ce să fac dacă am o inimă?" "Inima ține cu oamenii nevoiași și nu iubește pe boierii hăpăreți." "Atunci pun ceasul să meargă mai repede sau mai încet, după cum cred eu că e bine." Meșterul tătu din cap. Doar avea și el o inimă și îl înțelegea tare bine pe piticul cel inimos. Pentru a ieși din impas, ceasornicarul apelă la ajutorul altui meșter, care, dorind să fie pe placul împăratului, construi un pitic de fier fără inimă, care să pună ceasul în mișcare ca și piticul adevărat. Tare s-au bucurat boierii și împăratul de noul ceas. L-au așezat în sala tronului și de atunci, din nou, vorbărea boierilor era lungă de o oră, iar nevoiașii de o clipă vorbeau. Apoi, îmbătrânind, piticii din ceasornice se mutară rând pe rând în țara poveștilor și în locul lor fură așezați pitici de fier sau arcuri, lanțuri, pendule și cuci.
până în zilele noastre se cunosc ceasuri cu arc, cu lanț, cu pendule sau cu un cuc. Dar ceasuri cu pitic sau cu inimă nu se mai cunosc decât în poveștile pentru copii.